O amplă acțiune de salvare s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute în pădurea din localitatea Boboiești, comuna Pipirig, județul Neamț. Sâmbătă, la orele 11:30, pompierii nemțeni au fost solicitați prin intermediul numărului unic de urgență 112 să intervină pentru salvarea unei persoane peste care a căzut un copac. La locul solicitării s-au deplasat pompierii de la Garda 2 de intervenție Poiana Teiului cu un autoturism de serviciu și o ambulanță din cadrul serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare din cadrul detașamentului Târgu Neamț. La această misiune au participat și un echipaj de la Salvamont și voluntari din cadrul SVSU Pipirig. Având în vedere faptul că evenimentul s-a petrecut pe teren accidentat, în pădure, misiunea salvatorilor a fost una destul de dificilă. Pompierii ajunși la fața locului au coborât pe targă un bărbat de aproximativ 50 de ani, cu fractură deschisă la un membru inferior, până la cel mai apropiat drum de acces. Victima a fost preluată ulterior de un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, care i-au acordat primul ajutor, bărbatul fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.